În ultimul weekend din luna martie se face trecerea la ora de vară, astfel în noaptea de 25 spre 26 martie 2023, ora 3 va deveni ora 4. Trecerea la ora de vară are loc la câteva zile după echinocțiul de primăvară din 2023. Duminica 26 martie va fi singura zi din an cu 23 de ore. Ceasurile se vor da înainte, în același moment, în toate țările Uniunii Europene. În luna octombrie 2021, Guvernul Republicii Moldova a aprobat avizul la proiectul de lege privind renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Totuși, Republica Moldova va trece la ora de vară, întrucât Consiliul European nu a votat deocamdată măsura privind renunțarea la schimbarea sezoniera a orei. Pe 26 martie 2019, Parlamentul European a votat în favoarea renunțării la schimbarea sezoniera a orei, însă Consiliul Uniunii Europene încă nu a examinat-o și respectiv propunerea nu a fost aprobată și nu a intrat în vigoare.